Întreținerea clădirii președinției reparată de turci, dar și complexul de la Condrița, unde locuiește Igor Dodon cu familia sa, costă bugetul de stat câte 10 milioane de lei anual. Cifra a fost făcută publică de ministrul finanțelor, Sergio Pușcuță, în cadrul Parlamentului, în contextul discuțiilor la proiectul de lege privind bugetul de stat pentru anul 2020. Deputații din fracțiunea PPDA au propus reducerea cheltuielilor președinției, estimate la peste 35 de milioane de lei, în 2020, la nivelul celor din anul 2016, când a preluat Dodon mandatul și instituția prezidențială a cheltuit circa 17 milioane de lei. Pușcuța a sărit în apărarea lui Dodon, afirmând că bugetul președinției pentru 2020 este în creștere cu numai 2,3 milioane de lei sau 6% față de anul 2019. Majorarea este determinată de legislația nouă cu privire la salarizarea în domeniul bugetar, întrucât vor crește salariile angajaților de la președinție. Față de anul 2018, a adăugat Pușcuța, cheltuielile în 2019 au crescut cu 10 milioane de lei, fiindcă întreținerea clădirii președinției și a reședinței de la Condrița a trecut din administrarea guvernului în cea instituției prezidențiale.